Bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi facem un tort Sofia cu cremă ganache de ciocolată cu lapte și frișcă, cu bombonele Smarties și cu bezele. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Tort Sofia. Cu blatul de tort și apoi o să facem crema. Pentru blatul nostru de tort vom avea nevoie de 3 ouă, 95 de grame de zahăr. Așa. 8 grame de praf de copt. Este un blat rapid care se face doar cu un nutel. Așa, coajă de lămâie am aici, un praf de sare, 90 de ulei și 100 de grame de făină. Mi se face foarte repede. Secretul la acest blat este să fie topit zahărul în interior. Și vom pune. Le vom pune pur și simplu pe toate într-un bol. Așa. Și vom pune făina, zahărul, un praf de sare. Praful de copt. Voi pune și puțină coajă de lămâie. Așa, i-am să pun așa o linguriță. O linguriță. Lămâie cu zahăr. Așa. Am să amestec puțin aici. Acum adăugăm uleiul. Și ouăle. Atât. Și nu ne rămâne decât să amestecăm aceste ingrediente încet, încet. Și când nu mai simțim zahărul, punem în tavă și dăm la cuptor. La 180 de grade, circa 20 de minute, încercăm cu scobitoarea. Singurul secret este să se topească zahărul. O să băgăm degețelul și dacă nu mai simțim zahărul în interior, atunci este gata de pus în tavă, în tava de copt. Și amestecăm așa încet. Eu am să-l dau un minut deoparte și am să-mi pregătesc crema, ganajul de ciocolată cu lapte. Și după aceea mai amestecăm. Lăsăm să se topească zahărul. Pun așa aici alături. Așa. Și am 70 de grame de smântână sau de frișcă lichidă sau de frișcă îndulcită. Eu astăzi am frișcă îndulcită, dar voi puneți ce frișcă aveți și smântână puteți pune. Și dacă puneți că nu este îndulcită, adăugați zahăr. Adăugați zahăr după gust. Puneți o linguriță, două, trei și gustați. Așa. Și apoi voi mai avea nevoie de 100 de grame de ciocolată cu lapte. Și vanilie. Am să pun și vanilie în cremă. Așa. Voi pune un pic în microunde această frișcă să se încălzească. Așa, s-a încălzit. Acum voi adăuga ciocolata peste. Așa. Acoperim. Așa.
apoi îl dau la rece, am acopăr cu folie alimentară și după aceea o să-l mixăm. Și am să adaug și vanilia. Adăugăm și puțină vanilie. Am adăugat o sticluță. Așa mică. Închidem. Și amestecăm așa bine. Ia uitați cum s-a făcut. Vedeți? Așa. Deci crema noastră o dăm la rece. Acum. Și ne ocupăm de blat. O acoperim. Așa. O acoperim cu folie. Așa, deasupra. Așa, o lăsăm să se răcească puțin și după aceea o dăm în frigider la rece. Ia să vedem zahărul pentru blat. Amestecăm, amestecăm. Cine dorește, poate și cu un mixer să facă. Este aproape gata. Nu prea simt zahărul și este foarte bine că nu se simte. Înseamnă că se topește. Așa, mai încercăm încă o dată cu degetul. Punem degetul. Puțin, puțin se mai simte. Foarte, foarte puțin. Așa. Și mai amestecăm încă puțin să se topească. Dar putem să batem între timp cât se topește zahărul și frișca. Să-mi aduc frișca și să batem frișca între timp și zahărul să se topească. Totul se face cu răbdare, cu răbdare, cu răbdare. Așa. Am ținut la frigider, la congelator puțin câteva minute frișca. Așa. Și să o batem cu un mixer. Voi pune puțină folie deasupra, cât la început. Aceasta este frișcă îndulcită. Dar cine dorește frișcă naturală, care nu este îndulcită, adaugă zahăr. Aici am circa 400 de grame de frișcă. Și adăugați 100 de grame, 70, 80, 120. Gustați, adăugați puțin, amestecați și gustați cât de dulce vă place. Eu am să pun ca să nu fac frișcă peste tot aici. Așa, și să batem. Între timp, zahărul la blat se topește. Așa. Astăzi acoperim așa ca să nu facem frișcă peste tot. Așa. Tăiam așa pe mijloc. Începem să batem frișca. Este gata. Punem așa aici. Vedeți? Frișca este gata. O acoperim și o dăm la frigider. Am să-i pun un căpăcel și o dăm la frigider. Și ne ocupăm de blatul nostru. Să vedem dacă zahărul s-a topit. Dar cred că da. S-a topit. Așa, am deschis aragazul, o să-mi aduc tava. Vedeți? De 18. Așa, mai amestecăm încă puțin. Așa.
cum arată. Ia uitați. Așa, nu este nici groasă, groasă, dar nici subțire. Și acesta o să fie blatul. Și acum vom pune totul în tava noastră tapetată. Așa. Și dăm la cuptor. Și aici avem blatul nostru. Așa. Încercăm cu o scobitoare. Să vedem. Vedeți, este copt. Așa. Și să încercăm să-l desfacem. Mic. Și îl voi pune așa pe un grătar să se răcească. Avem blatul, avem crema, să o scoatem și să o batem, și frișca. Așa, și blatul lăsăm să se răcească. Ia uitați cum a venit. Micuț, micuț, de 18. Așa. Într-o parte a crescut ca o bombă. Așa. Ia să vedem crema. Eu am ținut-o la congelator să se răcească mai repede. Ia să dau așa departe ce am pe aici. Blatul să se răcească și aici avem ganajul nostru cu, ia uitați, cu ciocolată de lapte și cu frișcă și acum vom mixa. Eu am să mixez cu unde am făcut frișca. Vedeți cum arată în așa și o vom mixa. Și acum nu ne rămâne decât să vedeți cum arată ganajul. Așa. Nu ne rămâne frișca, o avem bătută, nu ne rămâne decât să se răcească bine și blatul nostru, ca să-l putem tăia și îl mântăm. Blatul s-a răcit. Acum o să mântăm tortul, să-l tăiem în feliuțe. Așa. Aici avem blatul, s-a răcit. Și o să-l tăiem. I-am pregătit aici un fund și un cuțit cu lamă subțire. Și îl vom tăia în două sau în trei, depinde cât de groase vrem șraturile. Și am să tai partea de deasupra.
uitați cum arată, vedeți? Așa. Așa arată, este pufos, pufos. Și acum mai tai încă o dată în două. Aici. Așa arată blătuțul. Asta e partea de jos. Eu marginile nu le tai. Așa, și să îndreptăm aici moțul. Partea de deasupra. Așa. Ia uitați. Și vom completa aici cu puțin, o vom pune pe mijloc, cu puțin unde trebuie, în marginea care este mai micuță, aici. O să tai așa. Așa. Punem blatul aici într-o parte. Vedeți, am scos fundul. Și voi face în interior la această, la această formă, voi face tortul și va sta așa până mâine. Voi pune peliculă pe dedesubt și pe deasupra și apoi o să-l dăm la frigider. Acesta este un blat rapid, care se face rapid fără să montăm prea mult. Așa, ne așezăm aici. Aici avem blatul. Și să ne aducem și crema de ciocolată care am făcut-o și am bătut-o mai devreme și frișca. Și aici avem frișca. Aici frișca este destulă. O să punem cât avem nevoie. Așa. Aici avem ciocolata noastră, garajul nostru de ciocolată cu lapte și cu făcut cu smântână. Aici avem și siropul cu zahăr. Am încălzit apa, am pus zahărul, 2-3 linguri, gustați să vedeți cât îl doriți de dulce. Și cu vanilie, esență de vanilie. Și avem și siropul așa aici. Și acum vom lua blatul cu partea de jos, eu îl las cu totul și punem în interior așa aici. O să duc așa mai aproape, vedeți, așa. Și pun așa aici, vedeți? Și acum o să însiropăm. Eu am să ridic această folie în sus. Așa puțin. Și o să însiropăm blatul. Aici avem masă topit și zahăr. Și o să punem siropul nostru. Cu o lingură. Așa. Așa. Încercați cu degetul și să vedeți dacă este însiropat bine. Așa, pe la margine eventual mai puneți puțin. Am pus aici siropul și acum vom pune, aici avem ganajul nostru la 70 de frișcă. Eu am pus frișcă îndulcită, am pus 100 de ciocolată cu lapte. Am amestecat, s-a topit, am dat la frigider, după ce s-a întărit am mixat. Deci mai devreme am făcut totul în direct cu voi. Și am mixat bine. Și s-a făcut această cremă. Și o vom pune peste. Ia să o mai amestecăm puțin, că stând la frigider s-a întărit. Așa, o mai amestecăm puțin. Așa. Și o întindem aici. Și facem primul strat. Dacă dorim, putem pune și frișcă peste și
și facem mai multă cremă și facem doar o singură cremă. Eu astăzi vreau să pun un strat de ganaj de ciocolată. Am să sparg niște bezele pe ganaj, punem alt strat de blat, însiropăm și apoi punem frișcă. Și închidem cu blat. Mai amestecăm așa puțin. Așa. Ia uitați consistența. Vedeți cum arată? Așa. O mai puteți bate eventual cu mixerul. Așa. Și vom pune pe toată așa aici. Așa. Ia să mă ajut cu o palețică. Și vom pune primul strat. Așa. O luăm pe toată. Doriți să faceți tortul mai mare, acesta este de 18. Vă faceți, dublați cantitățile. Așa. Și acum voi lua din bezelele mele și le sparg. Așa. Și punem așa peste. Așa. Să intre așa în cremă. Acum voi lua al doilea strat de blat și îl punem așa peste. Și cum am spus aici unde lipsește, am să iau și am să pun... Trebuie așa o mărcinuță. Așa. Și acum umezim. Umezim blatul, îl însiropăm. Să-l însiropați bine. Așa. Încercăm cu degetul. Și acum punem frișca. Așa, și tot la fel. Rupem câteva bezele. Și le punem așa deasupra. Așa. Apăsăm așa puțin. Punem ultimul strat. Eu mi-am lăsat acesta care este mai drept, așa, și îl punem așa deasupra. Și apăsăm așa puțin. Să mă ridic. Așa. Și acum însiropăm.
puneți așa pe la margini, să se siropeze bine, bine. Așa. Și acum, acest tortuleț eu îl închid cu folie și îl las până mâine dimineață. Și mâine dimineață îl urmez. Și acum, eu acopăr cu folie și îl las până mâine dimineață. Și mâine dimineață, cum am spus, cu bezele, eu am aceste bezele mari și micuțe, mici, 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 mici. Și cu bombonele. Am să fac, îl fac pentru o fetiță. Mâine o să vedem cum rămân bezelele. Că mâine o să gustăm tortul. Îl gust și eu. Așa, vedeți? Eu l-am făcut, tortul, și este și pe parte deschis și pe cealaltă. Așa. Și îl lăs așa până mâine. Îl scoatem din formă și apoi îl decorăm. Îl îmbrăcăm cu o frișcă și îl decorăm cu bombonele și cu bezele. Îl voi întoarce cu fundul pe partea aceasta. Așa. Eu l-am îmbrăcat în folie alimentară ca să-l pot să-l pot mișca cum vreau eu tortul. Așa. Și o să desfacem partea de jos. Dacă credeți că nu este îndeajuns de siropată, mie mi-a mai rămas sirop și cu o linguriță putem siropa și apoi îl întoarcem. Așa. Vedeți? Aceasta este partea de jos, este siropată bine. Și acum voi lua acest platou de carton și am să-l pun direct pe platouaș. Și am pus dedesubt un așa, iasă, o farfurie și să-l întoarcem. Așa. Și luăm farfurie și-l avem aici pe platou. Așa, și acum să scoatem și tortul. Și am să tai folie pe mijloc, așa aici. Ca să scoatem forma noastră. Așa. Tort cum îl facem noi în casă. Deci a stat de ieri până astăzi. Așa, am să ridic folia în sus. Și am să dau și în jos. Așa. Și acum desfacem. Desfacem aici și scoatem. Ia să vedem ce a ieșit. Așa. Și scoatem și folia alimentară. Și o dăm deoparte. Și acum o să-l îmbrăcăm. Vedeți cum arată? Așa. Cu
crema. Și acum avem frișca. Și o să-l îmbrăcăm cu puțină frișcă. Așa. Îl îmbrăcăm așa încet. Așa, încercăm să nu murdărim pe aici. Așa, facem frumos. Îl îmbrăcăm cu frișcă ca să putem lipi bombonelele și cu bezelele. Așa. Așa, am bezele. Așa, mai mari și mai mici. Și bombonele colorate. Și acum o să ne jucăm. O să vedem cum le punem. Să vedem cum le punem și cum le așezăm. Așa că trebuie să rotesc. Așa. O să punem așa pe margine. Acum fiecare decorează cum îi place. Așa. Punem și micuțe așa. Așa. Cam asta ar fi. Ia uitați, cam așa o iese. Și eu am aici și lumânări. Ia uitați. Și o să punem și lumânările. Așa. Și gata. Și lumânările sunt în ton cu bomboanele.
simplu. Vă pup și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și cum sunteți alături. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. O zi frumoasă și multă, multă sănătate. Vă doresc pupici, la revedere, pupici. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc.